Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Ne apucăm să strângem un pic din fructele de afin Canadia, Siberia. Nu sunt chiar foarte multe anul ăsta, dar sunt câteva. Asta e soiul Carina și e mai mare un pic. Ele de obicei sunt ascunse sub frunze. Este o metodă de autoapărare pentru păsări. Și dacă te uiți din de sus, nu se vede niciuna. Însă ele stau ascunse sub frunze. Avem aici 4 soiuri pentru o polenizare încrucișată.
Acesta se fructifică pe lemn de anul 1, adică pe lemnul în curs pe care creșterile anuale. În primăvară încep aceste creșteri și pe ele și va fructifica. De aceea la tăieri trebuie să aveți mare grijă. Sunt mult mai nutritive ca finul pe care îl știți, care crește în România, în solacid, ca finul de munte. Și nu necesită îngrijiri speciale, nu trebuie stropit niciodată, se pretează la cultivarea în plantații bio. Și nu necesită niciun solacid. Solul poate să fie chiar sărăcăcios, nu necesită cantități mari de apă, noi nu i-am udat niciodată anul ăsta. Și dacă vreți să aveți o abundență de fructe, sunt primele fructe care se coc în grădină, sunt timpurii. La sfârșitul lunii mai și după 4 ani va produce destul de multă tufă, chiar până la 4 kg, 5. Bio 100%. Cam astea sunt afinele siberiene. Toate cele bune, prieteni, până data viitoare, să ne reauzim cu bine și nu uitați, încercați și bio.